un lavoro sulla delocalizzazione del mercato europeo in Romania. Gli abbiamo proposto questo e in realtà sono uscite un sacco di connessioni in più, perché ci siamo accorti che in quell'aula, in quella sala di prove, tutti eravamo sia ricercatori che ricercati. E quindi questo ha funzionato, perché abbiamo fatto una cosa che sentivamo sulla nostra pelle come interpreti, e ha funzionato anche perché abbiamo fatto appunto inchieste ad altri fuori dalla nostra cerchia iniziale, che però erano tutto sommato i nostri colleghi o i nostri riferimenti istituzionali. Noi abbiamo scelto di portare avanti un lavoro sul territorio e di focalizzarci sui lavoratori dell'arte, ma anche perché dal primo sopralluogo che abbiamo fatto abbiamo sentito molto questa società, tra virgolette, che pesava su queste persone. Cioè, è una specie di... loro erano una compagnia, poi per problemi economici, nonostante avessero fatto moltissime tappe all'estero, sono dovuti tornare qua, hanno dovuto sciogliersi per un momento, adesso lavorano come freelance cercando il tempo e il denaro per fare dei progetti comuni. Quindi, come dire, è una situazione che abbiamo ascoltato. I was scared. Because I didn't know anything about this Balletto Civile and this creolization. I was saying, what can we do with this creolization in art? And I didn't understand anything until we started to work. And then I was, okay, now I understand. It's very clear for me. I know what to do. I know what it means now. I have a problem with the image of the Romanian, even in arts, so we was discussing before. But to see people, artists which want to give the good information, the real information about one case or something about a country, I think so it's amazing. So this was with an open heart, with everything from me to give in this project. I was also scared when I heard that we will work with some people that are doing ballet, you know? I'm an actor. Oh, they are dancers. My physicality is not as good as a dancer. But when I started to work with them, I felt that every move that they were trying to explain to us, it was made for us, for our bodies, for our minds. Da, cred că e foarte bun proiectul și e foarte folositor pentru noi ca actori. Începem să îmbătrânim. Imediat cum intri în teatru, începi să îmbătrânești, corpul te lasă, nu prea mai... Când găsești un scaun, te așezi pe el. Deci ca să mențin corpul corpul în formă, trebuie să merg la sală, trebuie să merg la bazin, trebuie să merg... Pe când, dacă am avea câte... trei proiecte pe an de genul ăsta, ar fi foarte bine pentru toată lumea. This work is very, very well done because I'm not thinking at the moves. So for me as an actor, this is the most beautiful thing that happened in a relationship with a dancer. Sunt instituții de stat,
instituții care se supun reglementărilor, hotărârilor de guvern, angajările la instituțiile de stat toate fiind blocate și acest domeniu de activitate are de suferit pe acest domeniu, având imposibilitatea angajării de noi persoane pe acest domeniu. Doar la subiectul bani. Deci condiția actorului este foarte precară, banii sunt puțini, cum sunt azi, au fost și acum 5 ani, și acum 10 ani și așa vor fi în continuu. Singurele soluții pe care le poți găsi este să renunți eventual să lucrezi la stat. Deci tot ce faci în particular, dacă ai noroc, dacă ți se oferă, dacă iese ceva, ar fi singura soluție din care, într-adevăr, ca actor să faci bani. În rest, faptul că lucrez la stat nu este decât un, pentru mine, un exercițiu. Nu mă aștept să câștig bani din asta și nici nu o să câștig niciodată bani din asta. Absolut niciodată. Din cât am jucat până acum, eu consider că mie mi-ajunge bagajul de cunoștințe pe care l-am actoricește, ca să zicem, așa încât nu cer absolut nimic de la teatru. Nu mă interesează nici să-mi dea bani mai mulți, nici pentru că niciodată nu-mi vor da cât vreau eu. Came that night of October.
atenție, fata mare, pregătim pentru spectacol. Atenție, domnule actor, sunt poftiți în scenă. Atenție. Spectacolul va începe în 3, 2, 1 și... Cristi, nu! Cristi, nu! Stimați spectatori, vă rugăm să vă închideți telefoanele mobile pe toată durata desfășurării spectacolului. Fotografierea și filmarea fără o autorizație prealabilă sunt strict interzise. Vă mulțumim pentru înțelegere. Pentru că, în primul rând, instituțiile de teatru din Cluj sunt instituții de stat, instituții care se supun reglementărilor, hotărârilor de guvern, angajările la instituțiile de stat toate fiind blocate și acest domeniu de activitate are de suferit pe acest domeniu, având imposibilitatea angajării de noi persoane pe acest domeniu.